găsit, dragi telespectatori, cei care poate v-ați făcut obișnuință din a urmări emisiunea Casa Mare la Români. Sunt Tatiana Slivca și vă invit cu o deosebită plăcere să fiți și astăzi părtașii noștri, pentru că, așa cum v-am obișnuit, vom încerca să descoasem de secrete un alt destin, o altă viață plină de cântec. Iar pentru început, vă propunem să ascultați melodia care a consacrat-o pe Mariana Tudoreanu. Iubiți-o pe mama, una dintre piesele care s-a menținut multă vreme în fruntea topurilor muzicale și care de altfel a adus-o pe Mariana Tudoreanu în vizorul publicului. Deși tangența ei cu muzica populară are o istorie mai veche, consideră că s-a lansat ca și interpretă de muzică populară în anul 2005, atunci când a scos din studio albumul intitulat Ținem Doamne Tinerețea, înregistrat cu Orchestra Mugurel, sub bagheta maestrului Ion Dascăl. Are și experiența lucrului cu studenții, cărora le predă ore de canto la Școala de Arte Valeriu Poliakov. Este pasionată și de muzică clasică, dar totuși muzica populară are prioritate. Mariana Tudoreanu este invitata mea de astăzi și îți spun bună seara și bine ai venit aici în Casa Mare la Români. Bună seara și bine v-am găsit!
Am demarat emisiunea de astăzi cu una dintre piesele care știu că o perioadă foarte îndelungată a tot răsunat pe la posturile de radio, îndeosebi și a fost și este în continuare foarte solicitată. O piesă care te reprezintă, dacă pot spune așa. Nu cred că există program în care să nu o cânți și să nu își dorească telespectatorii și ascultătorii să o asculte. Cu siguranță, melodia Iubiți-o pe mama m-a consacrat ca interpretă de muzică populară și este ca o carte de vizită a mea, unde merg pe la majoritatea concertelor, includ această piesă și cu drag o cânt pentru toate ființele dragi, inimii noastre, mamele, cum spunea și Grigore Vieru, mama este începutul tuturor începuturilor. Tuturor începuturilor, cât de frumos! Această piesă se regăsește pe CD-ul tău? Da, această piesă se regăsește. Pe CD? Pe CD și din anul 2005, atunci când am înregistrat-o, până în zile de astăzi, chiar este solicitată și mi-aduce succese. Și iată, mulțumesc cu Domnului că... 10 ani! Da, sunt de deja 10 ani. A unui cântec. Cum a apărut această piesă în repertoriul tău? Așa, dacă poți să ne spui câte puțin din istoricul ei, melodia, versurile... Versurile și melodia mi-aparțin. Ți-aparțin. Mi-am pus un scop atunci și trebuia să fac ceva pentru că am ieșit din concediu de maternitate cu primul meu băiat și m-am gândit la un CD. Am colaborat cu Orchestra de Muzică Populară Mugurel și mi-am pus așa în scop să am și o piesă despre mamă și am intitulat-o Iubiți-o pe mamă. Odată cu versurile a apărut și melodia. Și chiar atunci, momentan, mi-am zis că această piesă o să devină șlagăr. Ai intuit? Da. În timpul, momentul în care lucrai la piesă, da, că piesa va avea răsunet. Așa e. Mariana, pentru că eu obișnuiesc de fiecare dată, în fiecare emisiune, să întreb invitații mei, dacă tot ne aflăm aici, în Casa Mare la Români, tu vii de la Hâncești, de acolo îți tragi rădăcinile și vreau să ne povestești cum era acea casă mare la părinții tăi acolo, pentru că asta este odaia specifică și tradițională tuturor caselor de români. Casa mare cu siguranță că era împodobită cu covoare țesute de bunica mea. De bunica. Moldovenește. Sunt și acum. Dar mi-amintesc mai mult de casa bunicii. Pentru că la noi casa era o casă mai nouă și mai modernă. Mai modernă puțin. Mi-amintesc că bunica permanent avea natra întinsă și eu îi ajutam ca aceste scule să le... A, deci tu ai deprins... Am deprins puțin. Și îmi plăcea foarte mult. Arta țesutului... Îmi plăceau culorile foarte aprinse, frumoase și o ajutam permanent. De câte ori mergeam la ea, vedeam această natră. A făcut zestre pentru că a avut foarte multe. A avut 5 fete. Aoleu, și acolo e, da, de muncă. Trebuia să ți iese. Ținând cont de faptul că altădată fata, când se mărita, trebuia să plece cu zestre de acasă. Da, siguranță. În acea odaie, în acea casă mare, vă adunați de sărbători, cum se întâmpla? Cântecul tot acolo răsuna și ne adunam de sărbători, cântam diferite cântece folclorice, foarte vechi și poate de acolo mi se trage ceva. Dar vreau să zic că la noi în familie se asculta foarte multă muzică folclorică, populară și această inspirație, această dragoste a venit și de la mama mea, pentru că era ca un izvor de înțelepciune, de inspirație, de bunătate și cânta și ea foarte bine. Și în felul acesta am dobândit această dragoste de cântec. Ce, nu știu, un prim cântec pe care ți-l aduci tu aminte așa din copilărie, care l-ai prins, sau un interpret îndrăgit, care a fost? O ascultam foarte des pe doamna Irina Loghel, interpretă din muzică populară. Și avea
piesa Căruță cu cai, anii mei din tinerețe. Sunt niște piese foarte solicitate și acum pe treceri le cântăm cu drag de fiecare dată. Dar atunci astea au fost începuturile, oarecum piesele care ți-au atras atenția asupra acestui gen de muzică. Da. Pentru că în copilărie, na, copiii și în adolescență, gusturile diferă de la caz la caz și nu neapărat de fiecare dată îndrăgesc sau își doresc să asculte muzica populară. Poate pe alocuri vine cu timpul, dar uite că totuși copiii care au crescut în vatra satului au alte rădăcini. Rădăcini, exact, și o altă atitudine, dacă pot spune așa, chiar față de cântecul popular, de acea vatră a jocului care se organiza altădată. Nu știu dacă satul tău este unul cu tradiții și în acest sens. Dacă se este făceau joc în sat. Forfotă mare de sărbători la hramul satului, de exemplu. Sărbătorile de iarnă, se organizează joc, flăcăii vin cu diferite urări de la casele gospodarilor și se păstrează, adică, tradiții. Chiar nu de mult am fost și la o nuntă organizată, făcută în cort. Și... Nuntă în cort, astăzi. Da. Și mi-am adus aminte și eu de anii care au trecut. E foarte bine că oamenii păstrează aceste tradiții și obiceiuri, pentru că începând de la Portul Național, de la tradiții, de la obiceiuri, ne păstrăm și noi identitatea noastră ca neam, ca națiune, ca valoare. Și mă bucur acest fapt. Părinții tăi când și-au dat seama că, uite, tu ai avea anumite aptitudini muzicale și... Când te-au îndreptat spre acest drum sau cum s-a întâmplat legătura asta ta cu muzica populară? De când mă știu eu, cânt și am început să particip la diferite concursuri în școală. Îmi plăcea foarte mult, vroiam la o școală muzicală, acolo în sat nu era posibilitate și așa vrut Dumnezeu ca atunci când să vin la Chișinău, după absolvirea școlii complete din satul vecin, satul Pașcani, am venit la conservator să dau o audiție. Era pe atunci domnul Nicolae Chiosa. M-a ascultat, am cântat o baladă, am o baladă frumoasă care se numește Balada Ciobanului, autentică, culeasă din sat și m-a ascultat și a plăcut foarte mult. Mi-a zis că vino la noi, poate mai ai pe cineva, ai vreun frate, o soră acasă să vină aici. Și am fost, concursul era foarte mare pe atunci. Am fost selectată și eram foarte bucuroasă. Domnul Ceaicovski făcea și lecții de solfegiu, de teorie, din dragoste așa, față de mine, de vocea mea. Și m-a bucurat acest lucru și pentru susținerea lor și pentru curaj ca să merg mai departe. Dar altădată erai acceptat la conservator dacă nu aveai o școală muzicală? Eu am făcut un an de pregătire și apoi am intrat în anul întâi de bază. Am mers așa cu... Am participat apoi la concursul Maria Drăgan. Țin minte, am fost la preselecție atunci și de acum erau date locurile, tot. Am intrat, era domnul Ion Dascăl în ca jurat, în juriu, și mi-a zis că cântă. Eu am ajuns acolo și mi-am zis în mintea mea, dacă am venit până aici, trebuie să cânt, trebuie chiar să dacă cânt. Preselecția a trecut. Și am fost premiată cu locul întâi. După aceasta a trecut vreo 2 ani, m-a invitat domnul Ion Dascăl și acest concurs ca invitat să cânt în recital. Apoi am fost și laureata premiului mare. Deci nu te-ai oprit acolo. Tu ți-ai dorit premiul mare la acest am festival. Am luat premiul mare și am hotărât să nu mai merg la concursuri. La niciun concurs. Da. A fost suficient.
Bine că a fost și o experiență bună. Și a fost o experiență, festival, dar... Pentru că este un festival concurs cu tradiții. Cu tradiții, dar permanent am căutat în mine, am muncit foarte mult, am căutat vocalul corect ca să mă dezvolt, ca să nu las numele să muncească pentru mine și să lucrez. Și această cultura mea, dragoste care o am, le ofer și elevilor mei. Apropo, Victor Dănuță este un tânăr interpret și este un elev de-al meu și nu a crescut la sat, a crescut la oraș, dar este un băiat talentat și îi place foarte mult folclorul și eu îl susțin și doresc succes în continuare. Hai să rupem firul poveștii aici, pentru că vreau să cântăm în emisiunea de astăzi câteva dintre piesele tale. Una dintre ele ar fi Vasile cu păr negruț. Ce-i cu piesa asta? Sau hai să cântăm și după aia povestim, ca să lăsăm telespectatorul în suspans. O să te invit în platoul nostru. Dragi telespectatori, vă reamintesc că în studioul nostru în această seară, aici în Casa Mare la Români, invitata mea este Mariana Tudoreanu, iar în continuare vine cu altă piesă pentru domniile voastre, Vasile cu păr negruț. Vasile cu păr negruț, o piesă care este descrisă o dragoste cu năbădăi, dacă pot spune așa, dintre un băiat și o fată, nu-i așa? Așa este, dar această melodie este dedicată tatălui meu, pentru că poartă numele Vasile. Și... și ce-a auzit tata când a auzit piesa asta? I-a plăcut și m-am străduit și eu după o melodie folclorică să-i fac versurile cât de cât să fie... frumoase. Mă susține foarte mult și îi place, ascultă CD-ul meu fiecare zi și ne sunăm foarte des. Acum a rămas singur și eu îl încurajez pentru că viața merge înainte și îi spun să fie tare, să meargă mai departe. Urmărind succesele tale, bănuiesc că este mândru și asta îl face să meargă mai ușor pe... și... da. Exact. Pentru că așa e orice părinte, atunci când își vede copilul realizat la casa lui și atunci când toate îi merg strună, parcă și ei acolo undeva sunt împliniți și altă bucurie nu cred că există pentru ei. Da. Exact. Perioada studiilor la conservator, pentru că tu venind de la Hâncești la Chișinău, bănuiesc, imediat după absolvirea școlii din sat, n-a fost ușor să te rupi de casa părintească, să-ți lași părinții acolo și să vii
aici, în inima Chișinăului, la studii. Cum a fost? Cum? Bănuiesc că și altă dată nu existau atâtea posibilități ca să discuți zi de zi chiar la telefon cu părinții și cu... Cum a fost perioada asta de adaptare? De... Dacă mi-aduc aminte, a fost ușor pentru mine, pentru că atunci am intrat în conservator și parcă m-am regăsit pe mine. Mi-am spus că uite, asta e ceea ce îmi doresc și trebuie să învăț foarte mult. Cu toate că înainte de aceasta am fost la Institutul de Arte, la secția regie. Am dat acolo o probă și era o doamna Crăciun, mi-a zis: Mariana, tu cântăreață o să devii, dar pedagog, culturolog, nu. Nu. Atunci mi-a fost așa, cam... Nu mi-a convenit, dar poate și a avut dreptate. Exact. Am avut foarte buni profesori de teoria muzicii, de solfegiu. Ceea ce ține de vocal, au fost profesori care nu prea m-au încurajat. Am întâlnit câteva obstacole. Dar am mers înainte și, da, și am muncit foarte mult. Până la urmă am ajuns. A trebuit să treci la un moment dat. Mi-a fost atunci dificil, dar acum, dacă aș începe de la început, aș mai învăța o dată la conservator. Atunci eram o studentă mai timidă, mai modestă. Și... Important e că tu știi să te ții de drumul tău și să perseverezi zi cu zi. Să înveți și să te autodepășești, să mă dezvolt, dacă poți, da. Spune așa. Așa e. Și uite că astăzi ai reușit să-ți faci un loc pe scena mare. Și vreau să vorbim despre următoarea melodie, următoarea piesă, la care știu că ții foarte mult, pe versurile lui Grigore Vieru. Un cântec, așa, care ne dă de gândit. Este o melodie, țin foarte mult la ea, o melodie frumoasă, text Grigore Vieru, muzica mea aparține, aranjament muzical domnului Ion Dascăl. Am citit cartea lui Grigore Vieru și mi-au plăcut foarte mult aceste versuri și am hotărât să fac și o melodie. M-am întâlnit cu domnul Grigore Vieru și a fost foarte bucuros. Deci a auzit cântecul și mi-a zis: uite, n-a îndrăznit nimeni să facă melodie pe aceste versuri. Îți mulțumesc foarte mult și eu eram foarte bucuroasă că, într-adevăr, a ieșit o melodie reușită. Vrem să le propunem și telespectatorilor noștri spre audiție. Te invit în platou. În următoarele momente, dragi prieteni, urmează o melodie pe versurile marelui Grigore Vieru. O melodie și un cântec pe care, de altfel, Grigore Vieru l-a aprobat. Într-o tânără grădină, dintr-un sat frumos bogat, am văzut o răsărită, care ochii au legat. Înțeleg că nu degeaba, ci de păsări care zbor. Totuși e neomenește să legi ochii unei flori. Înțeleg că nu degeaba, ci de păsări care zbor. Totuși e neomenește.
speriat puțin. Latră în fața ei cățelul, ca la dușman și străin. E și pâine și la pâine, la căsuță și cărbuni. Dar ceva în viața asta nu-i la cale oameni buni. E și pâine și la pâine, la căsuță și cărbuni. Dar ceva în viața asta nu-i la cale oameni buni. Nu-i la cale cum să fie, dacă omul e în loc să-i spui flori bună ziua, să-i pui cârpele Floarea Soarelui e una dintre piesele care va dăinui în timp, cu siguranță, cu atât mai mult cu cât versul este de... Mi-a spus atunci când merg la petreceri, cânt mai mult muzică de petrecere, dar cineva se apropie și îmi spune, poate îmi cântați și Floarea Soarelui. Este o piesă frumoasă. Da, și e frumos atunci când publicul, chiar și la o petrecere, acolo unde se cântă mai de joc, mai de veselie, își dorește la un moment dat să plece urechea și asupra unui cântec care le dă de gândit. Da, de suflet. Acum te-aș întreba cât de important este pentru un interpret să aibă totuși cel puțin un concurs de specialitate la activ, acolo în palmaresul lui, pentru că bănuiesc sunt niște emoții pe care le trăiești doar atunci și doar acolo. Se întâmplă de obicei la început de cale, atunci când poate nu aveai prea multă experiență. Având în față un juriu de specialitate, maestri, interpreți consacrați, dirijori, emoțiile poate-s duble, poate-s triple. Tu ce ai simțit atunci când ai participat prima dată la Maria Dragan, mai ales deja în afara concursului, să zic, sau preselecția se încheiase deja? Am avut foarte mari emoții, dar de fiecare dată mă străduiesc să fie emoțiile constructive și totuși îmi dă tăria să ies, să cânt, să dau absolut totul. Să-ți spui mesajul. Da, pentru că important în această piesă este mesajul, este să pui foarte mult suflet ca să ajungi la inima spectatorului, telespectatorului. Când ai obținut locul întâi, atunci am ce fost... Cu atât mai mult cu cât ai fost insistentă și ți-ai zis că îl cânt oricum, indiferent, în concurs sau în avara concursului. Am fost foarte bucuroasă și acest concurs mi-a dat și curaj să merg mai departe, să fiu și mai tare și mai puternică. Acolo te-a zărit prima dată Ion Dascăl? Da, la Maria Dragan. După aceasta s-a început și colaborarea noastră. Am înregistrat acest CD în anul 2005 și am avut o colaborare de succes. CD-ul cu genericul Ținem, Doamne, tinerețea include 17 piese. 17 piese. Le aveai adunate între timp? Aveam sau adunate... ai lucrat la ele special pentru acest CD? Aveam adunate și din folclor culese și am făcut și eu câteva piese, le-am închegat și m-am gândit că ar fi bine să fac un CD de muzică populară. Ținem, Doamne, tinerețea este un titlu al unui cântec? Da, este titlul al unui cântec și mă rog și lui Dumnezeu să mă țină tânără și frumoasă. Atunci când
ai avut acest CD în față când l-ai scos din studio, bănuiesc că ți-a dat și mai mult curaj și ți-ai demonstrat odată în plus că, uite, se poate. Pentru că este o realizare frumoasă și un CD, până la urmă, în ziua de astăzi, nu știu dacă este neapărat refăcut sau realizat pentru a fi comercializat, mai degrabă nu, dar o carte de vizită, da. Pentru orice produs realizat, ești foarte mulțumită și bucuroasă, pentru că anume în orice piesă, în orice aranjament depui foarte multă muncă și suflet. Și atunci când îți reușește așa cum îți dorești tu, eu sigur, este o mulțumire spirituală, sufletească, ca să spun așa. O altă piesă pe care vreau să le propunem telespectatorilor noștri în această seară este una de nuntă și are titlul Nunta cu noroc, pentru că tu, bănuiesc, ești invitată la diverse evenimente, nunți, petreceri și pentru asemenea spectacole, să zic, pentru că și nunta este un spectacol până la urmă, pentru că ai același public și ai contact direct cu publicul. Aveți în repertoriu, de obicei, interpreții câteva piese cu text de nuntă. Da, această melodie, muzica mea aparține, versurile doamna Galina Furdui. Am înregistrat sârba Nunta cu noroc, pentru că chiar aveam nevoie pentru petrecere și am inclus acolo cuvinte și pentru soacra mică, și pentru soacra mare, și pentru mire așa și mireasă. Așa ca să nu fie nimeni supărat. Supărat. O melodie înregistrată cu cine? Am înregistrat-o cu Orchestra de Muzică Populară Rapsozii Moldovei, dirijorul Vitalie Dorin. Deci nu te ții de o orchestră anume, cânti cu toată lumea. Da, îmi place să colaborez cu multă lume și la petreceri de multe ori nu am o orchestră stabilă, iau instrumentiști diferiți, dar îmi place să lucrez cu ei pentru că sunt foarte talentați și ne reușește foarte bine ceea ce facem. Important e produsul final, cel care ajunge la urechea publicului și ca aceste colaborări să vă sincronizați, dacă pot spune așa, și să iasă ceva frumos. O nuntă cu noroc. Vrem să le propunem telespectatorilor noștri în continuarea emisiunii. Dragi prieteni, dacă tot au reînceput nunțile, uitați că această piesă este tocmai potrivită, Mariana Tudoreanu și Nunta cu noroc. Azi în sat e nuntă mare, păi e cică de cicoare, azi în sat e nuntă mare.
Sârbă cu foc de la Mariana Tudoreanu, care de altfel m-a cuprins în ea toate personajele pe care le întâlnim de obicei la o nuntă tradițională moldovenească. Cum sunt nuntele noastre astăzi, spre deosebire poate de cele de altă dată pe care le-ai prins tu în sat, la tine, de exemplu? Se păstrează tradițiile, dar vreau să zic că nunțele noastre au devenit acum moderne, mai moderne, și acolo se includ diferite dansuri orientale, nu știu, diferite jocuri distractive care nu țin de ceea ce avem noi, obiceiurile noastre. Dar eu de fiecare dată mă străduiesc să le explici tinerilor. Da, să le explic și uite, merg la nuntă strict cu obiceiurile noastre naționale, cu cântece autentice și folclorice, se mai cântă desigur și muzică ușoară. Sunt nunți frumoase și acum. Dacă tot vorbea cântecul despre soacră, Mariana Tudoreanu, cum se împacă cu soacra? Soacra mea este Nadejda Furtună din satul Peren, raionul Hâncești, de acolo de unde sunt și eu de Baștena. Soțul meu locuia în vale și eu în deal. Deci ați copilărit împreună? Nu am copilărit, dar până la urmă ne-am întâlnit. Eu râdeam câteodată, îi spuneam soțul, trebuia să urci dealul ca să vii să mă vezi. Am o soacră foarte bună și ea mi-este și mamă și prietenă. Pentru că a crescut și un băiat bun și devotat mie, un băiat deștept, harnic, și eu îi mulțumesc pentru asta. Ei, pentru acest lucru. Pentru că e și soacra ta din același sat, e mai ușor la sărbători să-i împăcați pe ambii părinți, dacă pot spune așa. Da, de multe ori mama soacră îmi spune că uite, voi v-ați căsătorit, sunteți ambii din sat și la toate sărbătorile ne întâlnim. Dar mai are doi copii, un băiat și o fată, trebuie să reușească să meargă și la băiat în sat și să vină și la fată, la fiică aici. Tu ai fost norocoasă din punctul ăsta de vedere. Știu că ai avut o relație foarte specială cu mama ta și nu în zadar te întreb acest lucru, pentru că urmează o altă piesă despre mamă, o piesă care iarăși îți aparține, și o piesă dedicată poate tuturor celor care din păcate nu mai au pe mama alături, dar așa este viața. Nu putem schimba nimic. Destinul cu nimic. Vorbește-ne despre această piesă, pentru că știu că este una foarte sensibilă. Este o melodie care mi-aparține și am scris-o în memoria mamei mele. Se numește Mama. După 3 ani, deci s-a întâmplat o tragedie în familie și după 3 ani de zile am scos această piesă. Mi-a fost foarte dificil să o interpretez, dar Dumnezeu îmi dă putere și o cânt acum foarte ușor. Jumate de an n-am putut să o interpretez. N-ai putut să o cânti. Sper să se regăsească mulți dintre noi în această piesă. Atunci când pierdem ființa cea mai dragă, avem impresia că ni s-au strivit aripile, nu mai vedem soarele deasupra capului, dar până la urmă viața merge înainte și trebuie să facem lucruri frumoase și minunate. Hai să cântăm, să nu mai ținem telespectatorii în suspans. Urmează o piesă dedicată tuturor mamelor care au plecat la cer. Muzica.
trece noaptea, iar eu las deschisă poarta. De când m-a mai coborât în adâncuri de pământ, plânge casa și fântâna, plâng și florile în grădină, fratele și tata plâng lângă cruce la cu dedicație pentru toate mamele care poate astăzi nu mai sunt printre noi, dar ferice de voi, artiștii, că vă puteți spune oarecum durerea și păsul prin intermediul cântecului și tot cântecul este leacul vostru la un moment dat, dacă pot spune așa. Da, la bine și la greu cântecul este alături de noi, de mine. Atunci când mi este greu, pot să cânt, când mi este mai ușor, cânt. Și în felul acesta se nasc și aceste cântece care apar și... Sunt trăirile tale, până la urmă. Sunt trăiri. Mai mult sau mai puțin, pentru că, oricum, fiecare dintre noi avem la un moment dat în viață un moment sau altul de tristețe pe care practic le trăiește fiecare. Și aceste piese ajung
să fie simțite de fiecare dintre noi, la un moment dat. Și pot fi un refugiu, de ce nu? Da, muzica mă înalță, mă duce spre divinitate, mă face să zbor uneori. Muzica este frumoasă și cineva îmi spunea, o colegă de-a mea spunea că Mariana, îți închipui oamenii care nu fac muzică, trăiesc o viață seacă, dar nu așa, mi este foarte bine la suflet. Permanent munceam și ea era pianistă și mergeam la ocupație și vorbeam. Îți închipui oamenii care nu știu să cânte. Cu muzica. Fiecare, de fapt, se realizează în domeniul care își dorește. Tu ai o atracție deosebită spre muzica clasică, știu. Urmează, îți dorești să lansezi ceva și în acest sens sau rămâne acolo undeva în sufletul tău această pasiune pentru muzica clasică? Rămâne și o pasiune, dar vreau să înregistrez. Dacă reușesc vara aceasta să înregistrez o arie din operă, când o să o înregistrez, o să vă spun. Îmi place foarte mult muzica clasică și soțul meu de multe ori spune că uiteam o interpretă de muzică populară, dar acasă ascultă muzică clasică. A început să mă îndrăgească și el și ascultă muzică. Copiii tăi îți calcă pe urme? Băieții? Cel mai mare învață la școala de arte Maria Bieșu, școala muzicală, la acordeon. Cel mic văd ce fac. Îmi doresc să studieze vioara, dar până la urmă vedem. A început să cânte cu voce, a fost laureat la concursul Grigori Veru. Până la urmă, eu îmi doresc, dar singur o să-și aleagă calea mai departe. Să ai studii muzicale este bine este pentru foarte... oricine, chiar pentru cultura ta generală. Pentru că muzica ne educă. Dacă își va alege să facă din asta meserie, va fi alegerea lui sau nu. Dar e bine. Nu m-am hotărât să-i dau la școala, la liceul Ciprian Porumbescu. Învață la școala, la liceul Gheorghe Asachi. Îmi doresc să studieze și limbi străine și să cunoască mai mult. Nu îi direcționez doar către muzică. Și la școala de arte Valeriu Poliakov, pentru că pomenisem la început despre faptul că tu ești și profesoară de canto acolo, vin copii care iarăși nu neapărat vor face din muzică o meserie sau pentru că își dorește sufletul lor, sau care sunt studenții și elevii tăi? Am studenți care studiază la jurnalistică, de exemplu Dana Marchitan. A făcut facultatea la Universitatea de Stat, așa. Dar a absolvit și școala noastră. A fost o elevă de-a mea. Doinița German a studiat la Institutul de Arte Culturologie. Sunt foarte mulți studenți care vin și de la contabilitate. Studiază mai mult pentru suflet, să fie împliniți sufletește. Pentru că ca să devii un interpret, foarte mult trebuie să și investești și e costisitor și susținere trebuie să ai. Dar până la urmă împlinirea sufletească contează cel mai mult. Tu te regăsești în activitatea asta de pedagog? Mă regăsesc, dar uneori stând în clasă am impresia că sunt o pasăre care sunt într-o colivie și nu pot să zbor. Muncesc foarte mult și mă scurg de energie și e obositor, dar până la urmă rezultatele elevilor mă bucură, pentru că am de acum discipoli tineri interpreți, au și ei piesele lor. Eu îi susțin, cu cât pot, contribui și eu la dezvoltarea lor și mă
bucur acest fapt. Un sfat potrivit, la momentul potrivit. Potrivit, desigur. Le va fi de folos și le este de folos cu siguranță. Timpul nostru s-a scurs atât de repede. Eu îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost în această seară aici în Casa Mare la Români și ne-ai povestit câteva detalii din ceea ce înseamnă viața ta de cântec și parcursul tău artistic și nu pot decât să-ți urez mult succes pe tărâmul muzicii și să-ți iasă bine toate câte ți le planifici tu. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Și pe final, bineînțeles, o altă piesă, Toată noaptea văd în vis. Toată noaptea văd în vis este o sârbă de dragoste, căci ce poate fi mai minunat decât acest sentiment frumos, dragostea? Să facem totul din dragoste, pentru că o să ne reușească, cu siguranță. Mulțumesc tare mult, te invit în platoul nostru, dragi prieteni, pe final de emisiune, o sârbă de dragoste din partea Marianei Tudoreanu pentru toți îndrăgostiții. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost și astăzi alături de noi, mulțumesc și echipei din regie pentru susținere și implicare și, bineînțeles, vă aștept data viitoare tot aici, în Casa Mare la Români, tot la Vocea Basarabiei TV. Pe curând! Spune mâine